Dacă ești interesat să ții pasul cu evoluția la Ediu Digital, recomand să consulți un site numit Actualizarea Biometrică. A fost o neprețuită sursă în timpul cercetării mele pentru acest video și descrierea este surprinzător, neutră, având în vedere conținutul. Iar acum partea distractivă va fi că onul să reușească lansarea globală a Ediu Digital și va reuși din cauza că spune cuvântul Dumnezeu acest lucru că se va întâmpla. Ei bine, acel raport nebun al ONU a subliniat patru scenarii e, posibile. Primul scenariu se numește pe aceeași traiectorie. Ideea este că dacă lucrurile continuă în felul în care sunt, atunci tech va prelua totul, va predomina dezinformarea și criza climatică va scăpa de sub control. Al doilea scenariu se numește cădere în abis. Destul de amuzant acest scenariu pare a fi cel în care criptoadopția devine rampantă. Adică va crește cripto-adopția foarte mare. Pentru că în acest scenariu elitele duc lucrurile prea departe pentru putere și determină comunitățile să se auto-organizeze, deglobalizeze și să trăiască liberi. Ce este hilar, că acest scenariu include și problema cu privire la creșterea populației, care este explozivă și duce la epuizarea resurselor naturale, rata de poluare este fără precedent, lumea nu mai pare a fi un loc durabil de. Locuit. Al treilea scenariu se numește normalul nou radical, care cu siguranță nu ajută cu speculații și premeditate. Acest scenariu poate fi rezumat ca unul unde organizațiile private ale ONU preiau și în mod ironic forțează oamenii să trăiască în același mod bazat pe comunitate ca în scenariu 2. Al patrulea scenariu numit în urmărirea este unul care poate fi descris doar ca mediu comunism impus de inteligența artificială similar cu ce se întâmplă în China. Control total, impunere prin forță și așa mai departe. Schimbări digitale în informații ecosisteme au dus la aproape un colaps de interes public în multe contexte, poluarea informațională, scăderea încrederii în instituțiile de guvernare și provocări serioase pe cum procesele politice democratizate bazate pe dovezi. Sondaje recente au dezvăluit că încrederea în mass media, guvern și organizațiile internaționale este la un nivel scăzut și continuă să scadă acum, dar ar putea avea ceva de face cu faptul că instituțiile nu sunt toate de încredere și au încercat să controleze, deci și au făcut o cu mâna lor. Dacă site-urile de știri ar fi de încredere, probabil n-ați asculta videoclipuri de acest gen. Și videoclipul de acest gen sau informațiile de acest gen nu se vorbesc la știrile de la ora 7 cu Andreea Esca și așa mai departe. După cum am menționat mai devreme, statisticile, studiul digital ID de McKinsey și compania a fost citate în multe studii și postări de blog despre ID-ul digital. Așa cum sperăm că vă veți aminti de firma de consultanță, a recunoscut că adaptarea evoluntară a ID-ului digital este în jur de 10% în majoritatea țărilor. Cea mai citată statistică din raportul McKinsey este că va crește. PIB-ul țărilor, care lansează sisteme de identificare digitală până la 13%, totuși aceasta presupune o adopție și o rată de utilizare de peste 70%. Dar să presupun că interesele private rămân la bord, aceasta ridică întrebarea cum va forța ONU persoana obișnuită să adopte un ID digital real după ce guvernele respective termină implementarea în 2025. Până acum veți ști că singura cale este să creăm o criză care necesită utilizarea unui ID digital, ceea ce ridică, deci, întrebarea ce urmează. Eu aș spune următoarea criză energetică, viitoarea criză alimentară și criza financiară. Asta pentru că unele țări precum Iranul, au început deja să folosească ID-ul să aloce rații alimentare. S-ar putea să vedem la fel în alte țări și pentru mâncare și pentru energie rație. Acum trebuie să subliniesc că acestea sunt doar speculații, însă sunt scenarii foarte Posibile. Nu vreau să spun că aceste crize sunt premeritate. Totuși, adoptarea identității digitale va avea loc printr-o criză care va impune acest lucru. Poate că această criză va veni în forma monede digitale. Băncile va trebui să le testeze pe o scară mai mică, așa cum Maediul a fost testat de către guvern. După părerea mea, criza financiară nu va apărea decât după ce au fost testate monedele digitale de către bănci. Deoarece o criză financiară va fi ideală pentru ca oamenii să adopte moneda digitală. Deci, el spune că nu crede că anul acesta va veni o criză economică, cu toate că este foarte posibil, dar numai după ce va ieși moneda aceasta digitală, CBDC despre care se spune, și atunci să creeze o criză foarte mare economică și oamenii să nu aibă ce face, decât să intre în nou sistem financiar. Poate criza financiară nu va veni doar în a doua parte a în partea decenului, când băncile centrale vor fi confortabile cu monedele lor digitale, adică de la 2025. Încolo. Este foarte posibil, de exemplu, noi suntem în 2023, prin 2025-2026, să se implementeze acest lucru, adică ca și cum ar fi a doua jumătate a necazului cel mare și a necazul cel mare să înceapă anul acesta. Dar este doar o speculație, este doar o perspectivă. Ceea ce este clar cu această digitalizare este că oamenii la putere nu vor să piardă controlul. Totuși, dacă ei ar lăsa din control. Tragedia, războiul și schimbările climatice ar putea fi rezolvate, dar speranța este că oamenii obișnuii vor la liman folosind moneda cripto, structura lor va fi mai tare decât cea a elitelor, pentru că întotdeauna noi vom fi mai mulți decât ei. Deci, ca o alternativă la nebunile care le aduc, vor fi criptomonedele care uh, sunt în ziua de azi mai de încredere, cum ar fi, să zic așa, uh, Bitcoin, Ethereum, Egold noua monedă, l -Welt, care se creează de niște uh, prieteni de-ai mei care vor sau uh, au utilitate aceste monede, o platformă de tranzacționare sau un fond de investiții cu risc variabil, chiar și cu risc zero. Deci eu cred că în momentul de față, ca și o alternativă la banii, băncii sau plățile cu cardul sunt plata cu cash-ul, în vremea aceea o alternativă la criptomoneda care guvernelor vor impune sau moneda digitală care guvernelor vor impune vor fi barterle sau criptomonedele care sunt în ziua de azi, cum e e goldul Ethereum, Wealth și așa mai departe. Deci videoclipul a fost cam lung, a luat sfârșit și vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos, voi reveni din nou la voi cu alte informații. Shalom!